Bine v găsi, prieteni, bună dimineața! Cum pică în capcană luptătorii pentru pace? La luptătorii pentru pace trebuie să pui niște ghilimele foarte, foarte mari. Faptele, da? Toată lumea anunță că trebuie salvați copiii, trebuie salvați bolnavii, trebuie salvate femeile. Trebuie puse la rând, cum s-ar spune în Ardeal, da? electricitatea, apa și toate celelalte în spitale. Și aflăm că Guvernul din Israel a făcut un fel de propunere, o propunere către cei din Hamas, că asta este, ăia controlează totul acolo în fâșia Gaza, da, vrem să vă dăm uh, combustibil pentru electricitate, pentru tot ce înseamnă așa. Vrem să luăm bolnavii, să-i ducem într-un loc sigur. Vrem să luăm bebelușii, să-i ducem într-un loc sigur. Hamas a refuzat. De ce a refuzat Hamas? Păi, în primul rând. Încălcând orice lege a războiului, deși e cumva ciudat că războiul trebuie să aibă legi, adică moartea, Hamasul se bazează pe emoția globală cum că ia, uite cum mor copiii, cum mor femeile, cum mor bolnavii în Fâșia Gaza. Adică, în momentul în care acei copii, acei bolnavi, acele femei n-ar mai fi scut uman, lucrurile ar merge într-adevăr ca într-un război. Doar că Hamas mizează exact pe emoția aia a naivilor, pentru că sunt niște naive aia care urlă pe străzi free, free Palestine și astea, te pace și vrem pace. Am văzut că și prin, prin Estul Europei încep să se agite, uite, de exemplu, în, în Serbia, un grup de teologi, de studenți la teologie, cântă, cântece bizantine, bisericesc, pace, etc., etc. Adică începe emoția asta globală să se rostogolească într-un mod absolut prostesc. Luptătorii ăștia pentru pace, iarăși, ghilimele mari, 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 dar nu țin seama de un lucru. Ori, la orice moment, în orice minut, copiii pot fi salvați din spitale, spitalele pot avea electricitate, femeile pot fi salvate, doar că să știe că în acel moment în care nu mai există azimut, o să-i spunem, emoțional, ei au o problemă. Au o problemă cu armata de apărare a Israelului, IDF-ul, de care tot auzim la televizor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lumea se află într-un paradox. Ai mijloace de informare cum n-ai avut toată istoria. Într-un telefon de asta cu care filmez eu, este mai multă tehnologie decât în prima navă trimisă în jurul Pământului. Da? Un, un telefon de 1000 de dolari, de 1000 de euro este mai performant decât laptopul de pe vremuri care costa 7-8000 de euro. Bun. Un telefon de asta de pe care filmez eu, cu care filmez eu, da, a ajuns la performanța să înlocuiască până la 11 oameni. Ca să înțelegeți, Da, montaj, titraj, efecte, sunet, absolut tot, tot, tot se poate rezolva de pe un telefon din ăsta super ieftin. Bun. Ei bine, în toate condițiile astea tehnice de informare, apeși un enter și deja ai imagini de peste tot din lume. Sunt o mulțime de naivi, milioane de naivi care ies pe străzi urlând pace, arătând cu degetul un Israel care până la urmă se apără și repet întrebarea aia. Există vreo țară în lume care să nu fi reacționat la un atac terorist soldat cu 1400 de morți? Eu nu cred. Bun. Doar că aici deja ies mugureia din antisemitismul plantat de foarte, foarte multe secole în, în, mintea unora. Și mintea multora, din păcate. Antisemitismul ăla eu l-am numit casnic. Eu n-am auzit bancuri despre porci, despre animale, dar am auzit bancuri despre oameni. Și atunci când vrei să fii răutăcios, pui bancuri despre evrei. Eu n-am auzit un banc despre evrei care să nu aibă în el o sămânță de răutate. Pot fi bancuri foarte faine. Despre români, despre unguri, despre francezi, despre irlandezi, despre scoțieni, despre etc., etc. Dar acolo râde toată lumea, inclusiv ghilimele, implicinatul identitar ca să merge în ea la identitate. În bancurile cu evrei deja nu mai poți râde. Nu mai poți râde pentru că poporul ăsta a fost cumva de, și de cele mai multe ori arătat cu degetul spre pieire. Și cumva noi am trecut peste vinovăția aia colectivă, nu a mea și nu a ta, dar colectivă, a mentalității din de, de, secole, prin care cineva trebuie să fie vinovat. Da, urătăcitor, rătăcitor, evreu rătăcitor. O grămulțime de, 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 fantasmagorii, unele lexicale, dar cu o semantică extrem de, 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 de puternic ancorată în ură și în, în dispreț, da? asta a însemnat da, curgerea atâtor și atâtor secole. Ce fac ăștia care ies în stradă? Ați văzut, ies în stradă la Londra. Păi, de mii de oameni care au manifestat la Londra, Free Free Palestine, Peace, etc., etc. Doar că argumentul lor a fost violența. Peste 100 de arestări. Și 100 de arestări, îți dai seama, numai pe ea pe care i-au gășbit ca să folosim un, un, un limbaj pe, pe, uh, sau cumva cumva compatibil cu purtarea ăla. Da. Că au fost o grămadă. La Paris se sparg încă vitrine. Starbucks-urile dintr-o grămadă de țări sunt ținte. McDonald's-urile la fel. Adică tot ce înseamnă capitalismul ăla spre care o grămadă au fugit din țări arabe și musulmane către Europa, către Canada, către Statele Unite, ea ca devine acum țintă. Am văzut o grămadă de americani care protestau împotriva Americii că ajută Israelul. Este un reportaj foarte, foarte bun, cred că pe CBS, în care o tânără, venită probabil de o generație sau două deja în America, spune, eu sunt american, că nu mi se poate întâmpla nimic. Și pentru cine ce înseamnă cel mai mult? A, Palestina. Dar ea nu știe ce înseamnă Palestina. Ea are impresia că Palestina este un loc care din vechime era locuit de palestinieni, etc., etc., fără să înțeleagă ce oare ce înseamnă aliahu? Da? Aliahu, adică uh, uh, urcarea, uh, plecarea, uh, primii care au plecat către Israel la sfârșitul secolului XIX au fost din Galați și din Huș. Dar El a fost prima Aliah. Ok? Prima plecare către Israel. Uh, în Israel nu erau uh, doar uh, arabi. Nu, Acolo erau o mulțime de evrei. Uh, prin faptul că unul își spune palestinian, și denumirea istorică, fără legătură cu identitatea lui, da? este Palestina, asta nu înseamnă că are dreptul să-i arunce afară pe ăilalți. Din potrivă, ar cam trebui să lase nasul jos pentru că pământul ăla istoric, vorbind de 3500 de ani, n-a aparținut lui taxul, că aparținut lui taxul lui nu știu care. Da? Evreu. Ori aici deja și Occidentul are vina lui. Pentru că stânga occidentală a încercat întotdeauna să coopteze grupurile astea cumva la extremă, nu neapărat extremiste, dar grupurile astea de nișă, împotriva capitalismului. Dacă te duci acum în, în America, o să vezi dintr-o dată și în Italia și în Franța, cum apar afișele de Partid Comunist. Partidul Comunist American. Există un astfel de partid. De Lucia Mândruță, mi se pare că este zilele astea în Italia, și-a arătat și zicea, băi, de ce-i cu ăștia? Da? Partidul Comunist. Da? Vino alături de comuniști. italieni. În Franța, la fel. Partid Comunist. Care a făcut o grămadă de monstruleți de la Menenșoile, Rizemur, toate extremele alea din, pe care le vedem astăzi în Franța, sunt cumva găzduite de cernoziomul, de pământul ăla foarte fertil al comunismului. Comunismul a reușit în, să, să pună cap în cap plus valoarea și ambiția omului de a fi prosper. Pentru că, pe de-o parte, vine și spune patronul este un exploatator. Dar într-o țară democrată nimeni nu este împiedicat să devină patron. Adică nu se nasc unii patroni și alții muncitori săraci la șaibă care toată viața, nu-i așa, stau ca nevul mediu, din tată în fiu, din bunic în tată, etc. Da? Strând, da, acolo și ascultând internaționala socialistă, rob cu rob să ne unim, foaie verde de pe lin. Asta se încearcă. Există o manipulare grozavă pentru că nimeni nu vorbește despre Faptul, și mă întorc iarăș, că Hamasul refuză totalmente orice ajutor uh, pus la dispoziția celor despre care Hamasul și luptătorii pentru pace ia ca ghilimelele, spun, domnule, sunt în pericol, ăștia de moarte, uite ce ne face Israelul. Al-Shifa este spitalul, ultimul spital, către care s-au îndreptat cumva ofertele de combustibil. Domnilor, aveți combustibil aici aveți, puteți să faceți energie puteți să operați, puteți să puteți nu, 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 nu avem nevoie de asta noi avem nevoie de niște victime pe care să le arătăm ca pe niște trofee și să spunem că voi evrei sunteți de vină, voi Israelul. asta nu se înțelege din toată ecuația asta tâmpită și dacă mai intră în ecuația asta și Rusia, așa cum am vorbit aseară, mai intră în ecuație o grămadă de, de slăbănogi de ăștia ai ideologiei globale, de stânga, de extremă Oameni care au ajuns la putere bizu bizuindu-se nu pe politici publice, ci pe ura împotriva ălorlalți, deja avem un, un TNT, un TNT global. Ce se va întâmpla, așa cred eu? Luptele vor continua. Vor fi probabil nu acorduri de pace, vor fi probabil zone de pace în care uh, uh, cumva lumea civilizată va încerca să extragă pe cei nevinovați. Dar vor fi, în paralel cu asta, scuturi umane, cumva ținute în lesă, ținute ostatici, ostatice, de către Hamas. Eu m-am uitat, am primit câteva imagini, culmea, de la un amic palestinian, studi în România, stabilit în Franța, care mi arată drama celor din fâșia Gaza. Palestinieni care stau pe acoperișurile caselor, atâta cât mai sunt de la plate, și strigă către Help, Help, Help. În engleză. De ce? Pentru că vor să fie salvați. Mai este o. să o, încerc o, să le dau la televizor, să vedem dacă trebuie blurate, nu trebuie blurate, că nu știu acum, trebuie să mă uit încă o dată în legea audio -vizualului. Da? O femeie în vârstă care merge în bejenie cu familia ei, încearcă, încearcă, să scape din fâșia Gaza, din, din orașul Gaza, să meargă în sud, da? și reproșează americanilor că nu intervin împotriva Hamasului, pentru că nepoții ei au rămas acolo, în oraș. N-au putut să vină, că erau sub amenințarea armei celor de la, armelor celor de la Hamas. Adică astea sunt fapte pe care nu le bagă în seamă ăștia care ies Londra, Washington, Paris, peste tot ies făcătorii de pace ce să-ți spun? Niște naivi. N-am vrut să spun că e prea de dimineață să pronunț cuvântul tâmpit. O zi minunată!